Spitalul Baltazar Arsenii din capitală lucrează în regim de avarie. Managerul unității sanitare spune că se fac eforturi pentru asigurarea serviciilor medicale, iar unii pacienți ar putea rămâne fără tratament. Pentru luna decembrie, CNAS a alocat spitalului suma de 300 de lei. Suntem undeva la o treime față de acest necesar. Soluția la care nu vrem neapărat să ne gândim, dar la care probabil vom apela, va fi să trimitem rudele pacienților aceia care au și își permit să achiziționeze medicamentele. Evident, 300 de lei nu pot ajunge nici câteva secunde din moment ce spunem că o zi de funcționare costă 900 de mii de lei. Angajații din casele de asigurări de sănătate au sistat plățile la 11 zile de la declanșarea protestului la începutul lunii. La Spitalul Județean din Drobeta, Turnu Severin riscă să fie blocată total activitatea medicală, inclusiv plata salariilor personalului. Asta în condițiile în care unitatea sanitară are deja un deficit lunar de cheltuieli de 2 milioane de lei. Nu mai pot fi efectuate plățile către furnizorii cu care noi avem relații contractuale, astfel și furnizorii ne vor bloca și nu vom mai avea nici medicamente, nici materiale sanitare. Serviciile medicale înseamnă, de fapt, să asiguri inclusiv urgențele. Ia puneți-vă în situația unui pacient care trebuie să ducă la compartimentul de primire urgență sau la UPU și acolo îi se spune că nu poate să-i acorde primul ajutor din cauza că nu are X, Y, Z. E foarte grav. În lipsă acută de fonduri și medicii din Timiș vorbesc despre o situație dezastruoasă în sistem. Deocamdată avem în cont doar 25% din cât ar trebui afectat pentru salariile celor care lucrează în spitalul CFR. Până la sfârșitul lunii trebuie să ne vireze și sumele pentru ambulator, respectiv pentru investigațiile paraclinice. Osistarea plăților în medicina primară va duce în lanț la alte situații în care medicii de familie nu vor putea să plătească salariile angajaților. Și farmaciile sunt în criză pentru că nu mai pot face plățile către distribuitori. Cei care vor avea cel mai mult de suferit sunt bolnavi. Plata medicamentelor compensate și gratuite, aceasta este întârziată deja de luni bune. Este foarte posibil ca noi către finalul anului să ne aflăm în imposibilitatea de a mai aduce anumite medicamente. Plățile care vin sunt parțiale, nu acoperă facturile. Nu-mi dau seama ce au de gând să facă cu noi pensionari, dacă nu ne dă pentru sănătate nimica. Înseamnă că noi ne vom curăța cât de repede. În lipsa rectificării bugetare, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a primit 1,7 miliarde de lei din fondul de rezervă al guvernului, în condițiile în care solicitase peste 4 miliarde de lei. Am făcut o analiză la nivelul tuturor celor 372 de spitale publice. O analiză pe care o transmitem la Ministerul Sănătății. Există multiple cauze care duc la, pe de o parte, la o lipsa resurselor necesare, multiple cauze pentru care e necesară identificarea soluțiilor care nu țin numai de CNAS sau de Ministerul Sănătății, țin de mai multe instituții. Suma primită de CNAS din fondul de rezervă asigură doar acoperirea sumelor restante pe octombrie și noiembrie.